La Talos Marcel, am la apă caldă și apă rece, am 10 metri cub de apă, 5 metri cub de apă caldă, 5 metri cub de apă rece. Am 3.700.000, adică 5 metri cub de apă caldă, își 370 de lei apă rece. Și a încălzirea e 243 de lei. Undeva la 641 la o cameră de 40 de metri pătrați, deci e enorm. O familie cu 3 persoane. Vă pot arăta sume și mai mari. Avem familie 700 de lei, aceeași suprafață, e o singură persoană, deci e enorm. 621, 774, familie cu o singură persoană, uitați, o singură persoană are aici. Cât aveți metru de cub aici la dumneavoastră? 60 de lei pe metru cub de apă caldă. Deci sunt enorme prețurile care le avem în momentul. Ce aveți inclus la regie? Pe ce plătiți regia? Regia pe ce o plătim? Apă caldă și căldură, atâta tot. Nu plătim la altceva nimica. O plătiți curentul pe plătiți? Curentul pe scară este 3 lei de persoană. 3 lei de persoană, câți membri sunt? La regie intră gazul și Marcea. Curentul de la centrală. Cu 50 de lei vă încălzesc eu cu termoplonjoma. Da, mă, da. Păi în rest, da, curentul și gazul se împarte pe căldură și pe apă caldă. Asta vine toată diferența asta de preț. Au venit 140 de milioane, s-au împărțit pe apă caldă și pe căldură. În rest, nu avea pe ce să împărtă. Și s-au găsit să ne bage 60 de lei pe metru cub la apă caldă. Deci, asta e toată diferența de preț. Dar credeți că v-au luat bani și pe ce consuma constructorii atunci când... Da, e problemă cu problema asta cu constructorul. Nu timp, lucrările s-au desfășurat pe acest ceas, s-au desfășurat pe alte ceasuri, nu știm asta, problema primăria trebuie să o rezolve categorică, nu știm dacă când ne-am mutat aici ei când au construit aici, au folosit curent de la noi, apă de aici, ori s-au fost cazați oamenii aici, normal, cred că au fi fost folosite de pe aceste locuri, au venit. Într-adevăr, consumul este foarte mare din cauza pompelor, sunt foarte de capacitate foarte mare, 4 metri cubi, 4 kW pe oră, o pompă, îs 4 pompe, 16 kW pe oră. Gândiți-vă, la ori 30 de zile vine enorm. Avem 4.000 și ceva de kW consumați, să zicem, ne-am mutat din 20 decembrie. Este enorm. Vine la alte asociații 300 de kW pe lună și noi avem în jur de 3.000 de kW pe lună. 2.500-3.000 de kW pe lună. Dumneavoastră câte camere aveți la apartament? O cameră! 40 de metri pătrați și am 7 milioane de plată. Am vecină care e o singură persoană, v-am și arătat aici, o singură persoană cu 774. Aveți cumva persoane care nu au stat în apartament, dar plătesc? Da, sunt persoane. Da, sunt persoane care ori dat drumul doar la căldură, apă caldă nu au și pot să vă arăt 477. Uitați aici 477. Are 421. Sunt mai multe persoane care nu au stat aici și nu stau nici în prezent aici. Și n-ai stat aici. Și au foarte mult la căldură de plată. De fapt, au lăsat un calorifer să meargă sau două în cameră și s-au ajuns la consumul ăsta exorbitant. Ia-mă.